La începutul acestei luni, comisarii Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorului au desfășurat acțiuni de control la centrele de distribuție și la firmele care încarcă buteliile cu gaz. Inconștiența comercianților și dorința lor de a face bani cu orice preț a pus în pericol viața multor giurgiuveni. Una dintre cele mai grave abateri descoperite a fost termenul verificării stării tehnice a buteliilor. Anumiți operatori economici nu au mai efectuat reviziile recipienților de mai bine de 20 de ani, așa că există oricât pericolul de explozie. Controlul privind modul de comercializare a buteliilor tip aragaz umplute cu gaz petrolier lichefiat a fost direcționat de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. S-a desfășurat atât în rețeaua de distribuție cât și în stațiile de umplere. În acțiunile de control a fost constatate faptul că se comercializau butelii pline cu gaz petrolier lichefiat care prezentau data scadenței tehnice a recipientului depășită. În urma controalelor au fost aplicate 3 amenzi contravenționale în valoare de 5.000 de lei. S-a recurs la scoaterea din circuit a peste 170 de butelii pline care se aflau în curs de comercializare în valoare de peste 2.000 de lei.